Este o poveste pe care o spun totdeauna la nunți. Tata meu a fost la o conferință cu familiile. Și un frate păstor acolo le-a dat niște foi la toți și pixuri care scriau bine. Și i-a pus să scrie pe fiecare, la bărbați le-a dat, nu la surori, la bărbați. Să scrie pe foi, pe fiecare, toate defectele soției. Dom'le, și unii scriau cu o sete și cu o râvnă, au umplut o foaie, două, scriau. La urmă i-a pus, după ce au scris toți, a trebuit să-i oprească pe unii, vă dați seama că nu mai terminau. I-a pus să scrie la finalul paginii sau paginilor, unde au scris toate defectele soției, i-a pus să scrie de câți ani sunt căsătoriți. Și unii au scris, fiecare a scris de câți ani era căsătorit. Și după ce au scris fiecare, i-a pus pe toți să scrie următoarea propoziție. În 12 sau 15 sau 16 ani, cât au fost la fiecare, în 16 ani, atât am reușit să fac din soția mea. Nu mai râde nimeni. Asta e dragostea pe care a cerut-o Hristos bărbatului. Dar El să o transforme pe ea, El să o ajute pe ea, prin puterea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, și o ajute ca să devină ceea ce ar trebui să fie. Și asta este dragostea lui Hristos pentru noi. Hristos nu spune, uite, vă dau 50 de ani și ne întâlnim la capăt, sper să fiți perfecți atunci. Nu! El însuși se angajează în proiectul acesta de o viață ca să ne transforme, ca să ne schimbe.